Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Salutare, prieteni! Joi 21 aprilie 2022, discuția noastră săptămânală cu primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ce faceți? V-ați revenit după meciul de basket? Am revenit, mergând la meciul de fotbal, pentru umanitate, pentru pace, pentru ceea ce înseamnă sprijin umanitar pentru Ucraina. A fost aseară un meci frumos, CFR Dinamo Kiev, CFR și la meciul de basket, că nu putem lăsa rana neînchisă. Dar vreau să spun că aseară a fost un gest extraordinar făcut de România, făcut de Cluj, prin acest meci, unde în deschidere a fost absolut senzațional concertul, mini-concertul Ruslanei cu cei 200 de refugiați ucraineni de la Cluj, un moment emoționant în care am văzut lacrimi în ochii multor oameni din tribună, emoție multă și dorință de a curma acest război nelegitim și nedrept. De fapt, ce război nu cred că până la urmă poate fi susținut, dar acest gest de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Și m-a impresionat acolo și cred că e o lecție a tuturor, ești să vezi pe stadionul CFR, galeria de la U prezentă și susținând Cluj, câteva scandări de elegante, decente, vezi galeria de la CFR susținând elegant, decent CFR-ul și ambele susținând la un moment dat România. E un moment care arată normalitatea de la Cluj. Suntem suporteri unor echipe diferite din oraș, dar ne respectăm reciproc și personal trebuie să ne bucurăm de succesul fiecăruia dintre noi. Evident că noi, ca primărie, susținem Cluj în primul rând pentru că este echipa noastră, echipa unde suntem legați din toate punctele de vedere. Dar asta înseamnă că nu trebuie să ne bucure și un succes al CFR-ului atunci când Lari și Caura să-i sprijinim. Și aș completa eu, domnule primar, cel mai important, cred, lucru cu manifestarea asta și altele care au loc în tot felul de acțiuni, că în ciuda unor afirmații pesimiste, nu ne-am pierdut omenia. E mare lucru ăsta să păstreze acest aspect, această dimensiune umană și omenia de care trebuie să dăm dovadă și clujenii din primul moment al acestei crize au sărit și au sprijinit pe ucrainii din toate punctele de vedere și prin toate mijloacele. De asemenea, săptămâna asta am trimis ajutoare de 175.000 de euro în Ucraina și în Republica Moldova, la Chișinău, la Ungheni, la Cahul, de asemenea în două orașe din Ucraina, unde sunt probleme cu refugiații, pentru a-i sprijini. Și le mulțumesc clujenilor și, de asemenea, orașul din Frății, Dijon, pentru că din 175.000 de euro, 60.000 de euro am primit de la Dijon, la un oraș francez împrățit cu Clujul. Și mulțumesc tuturor, celor din Cluj-Napoca, în primul rând, pentru că din banii clujenilor am realizat acest sprijin, și celor din Dijon, pentru a arăta în continuare dimensiunea noastră umană și acolo, în teatru de război, acolo cât mai aproape de teatru de război, pentru că și acolo e nevoie de sprijin, așa cum o facem în Cluj încă de la începutul acestei crize. Deci asta e starea de normalitate care trebuie să se definească. De aceea Cluj este ceea ce este astăzi puternic, un oraș închegat, solid, rezistent, un oraș care are sensul ăsta al comunității la el acasă. Adică un oraș unde oamenii fac diferența și calitatea umană, în primul rând, e cea care duce orașul înainte. Repet, inclusiv în materia asta de sport, este important că nimeni nu dorește să-i facă pe cei de la U să devină suporterii celelalte echipe și invers. Ne respectăm identitatea firesc, dar putem să conviețuim, asta este important, că în acest oraș avem loc să mergem împreună spre victorie, indiferent pe cine susținem, respectându-ne reciproc și punând în față România și, așa cum a spus, noastră omenia. Asta e cel mai, zic eu, sau unul din lucrurile cele mai importante. Și sigur să nu uităm să felicităm echipa de basket UBT, care în ciuda faptului că au avut ghinion la final. Să spunem așa, oameni buni, au văzut mulți supărați și eu, intim, la să știu, meciul evident. Și eu am fost. Bun, dar asta e una, dar să îi felicităm din tot sufletul, să-i aplaudăm, pentru că ne-au dus acolo unde niciodată n-am fost și n-am văzut niciodată cel polivalent.
20.000 de oameni prinzi până la refuz în această țară și duși până la buza de a intra în primele patru din Europa, în patru echipe. Deci această performanță este extraordinară. Bravo la UBT Transilvania din toate punctele de vedere. Bravo, băieți, pentru clipele minunate pe care le-ați oferit și sunt convins că drumul vostru va fi în aceeași direcție și în anul și în anii următori. Deci tot respectul nostru din partea Clujului pentru ceea ce au făcut. N-a fost să fie, știți cum e, n-a fost să fie. Și cum zice Ardeleanu, că nu-ți intră tronful, nu-ți intră tronful, asta e. Se mai întâmplă câteodată că... Atât s-a putut acum, aici. Dar oricum, a fost foarte s-a aproape. Deschis o ușă spre alt nivel de performanță, zic mare eu. Mare lucru, bravo lor și asta e... Bun. E diferența. Și închei doar spunându-vă că dacă te uiți în istorie, până la urmă, orașele astea care sunt fundamentate ca strategie pe știință, cum este Clujul, că am spus că strategia noastră e formulată pe economia cunoașterii, pe ce înseamnă resursă umană valoroasă, de la cei mici până la cei mari. Pentru că totdeauna știința va câștiga în fața ignoranței. Asta este un lucru cert în omenire. Și dacă vă uitați și în istorie, până pe la 1600, nu Europa era continentul cel mai important din această planetă. Marile descoperiri de la matematica indiană la astronomia arabă erau în altă parte. Dar practic, după 1600, timp de vreo 250 de ani, aproape exclusiv toate descoperirile majore au venit din Europa. Cum se explică până la urmă că Europa a luat trendul ăsta și ceea ce se numește astăzi viața occidentală? Și au fost două elemente mari care au făcut diferența. În primul rând, instituțiile, da, orientate spre ceea ce a însemnat încet, dar sigur, coordonate democratice și, pe de altă parte, partea de guvernare în ansamblu și accentul pe știință. Deci faptul că toate descoperirile mari, revoluția științifică a pornit de aici, din Europa, după aceea a fost o consecință a faptului că s-a pus accentul pe știință și biserica a fost separată de stat și de deosebire de viața musulmană, unde politica și religia merg mână în mână. L-a permis să se dezvolte fiecare separat și să ajungă acolo unde au ajuns. Închei spunând că acolo unde avem societăți care își fundamentează pe cultură, pe educație, pe inovație, alea sunt întotdeauna câștigătoare. Și uitați-vă la două popoare, dar uitați-vă la popoare care au avut aceeași identitate culturală. La nemți, când unii au avut regim comunist, cei din Est, au desfășurat un anumit tip de dezvoltare. Ăla din Vest, același popor german, capitalist, a văzut departe. Diferența s-a văzut în ce? În faptul că regimul comunist, instituțiile comuniste au făcut diferența față de instituțiile capitaliste. Capitalismul a triumfat, comunismul a căzut. Uitați-vă în Coreea, același popor, aceeași națiune. Una cu instituții comuniste, una cu instituții capitaliste. Evident că au modelat în formă diferită și au dus unde au dus. Coreea de Nord în sărăcie și în izolare și în vai de capul lor, în timp ce Coreea de Sud e o țară prosperă, democratică, de model occidental. Și vreau să spun că modul cum te guvernezi local, instituțiile pe care le ai, modul cum susții guvernările deschise, întotdeauna vor câștiga. Coborând la scara noastră, orașele deschise, orașele care au capacitatea de a aduna resursele împreună și de a ne dezvolta. Nu orașe închise în care, repet, unul dictează dictatorial și decide de unul singur ce se întâmplă în oraș, acele orașe niciodată nu vor fi câștigătoare. Bun, așa e, domnul primar. Deschise, așa și orașul nostru. De doar că să le spun... Să păstrăm ecosistemul ăsta de oraș deschis în care toată lumea, în cadrele legale și bine stabilite, are loc de dezvoltare și de manifestare. De la inovare până la toate domeniile Clujului. Încheie această paranteză mai largă, dar am vrut doar să înțelegeți cât de important sunt oamenii din acest oraș. Vă sugerez să le spuneți și celor de la guvern, pentru că deocamdată cifrele sunt sub 0,2% din PIB alocat cercetării. E corect, nu știu dacă verific dacă datele acestea sunt riguros exacte, dar subfinanțarea sectorului de cercetare este o realitate. Și într-adevăr, o națiune nu poate avea viitor dacă nu are investiția în educație și în cercetare asigurată, pentru că de acolo îți pregătești viitorul, de acolo îți vine, repet, resursa umană bine pregătită, îți vin slujbele bine plătite, îți vine răspunsul la ignoranță, la violență, la fascism, la xenofobie, prin educație și complementar cercetare. Sunt domeniile care fac diferența. Așa cum, repet, Europa a reușit după renaștere să ia fața lumii și să impună modul de viață occidental, pornind în primul rând de la susținerea ceea ce înseamnă educație, cultură, inovare și dezvoltare. Pentru că ele merg în toate ramurile. Și la din agricultură o duce mai bine, și la din industrie are producție mai bună și
la mobilitatea la alternative mai bune, pentru că inovarea nu se oprește pe hârtie, ea se reflectă în practică, în descoperire, în produse mai și producțiate și eficiență mai mare. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Cum e și acum domeniul ăsta al inovării, de care tot vorbesc eu la Cluj, pe care îl susțin cu toată puterea. Pentru că ăsta ne dă slujbele mai bine plătite ale viitorului. Ăsta aduce plus valoare. Ăsta aduce ceea ce înseamnă mai mulți bani în buzunarele fiecărui clujan și ele pornesc de la resursa umană pregătită de universități, care, repet, reprezintă punctul strategic de dezvoltare a Clujului. Și e loc și pentru industrie, e loc și pentru industrie creative, e loc și pentru medicină, pentru medicină, cum e partea știință, bineînțeles. Pentru toate ramurile, toate, repet, pornind de la dimensiunea asta care produce valoare adăugată și întotdeauna... Și încă o completare așa... Va fi un om care va duce... Mai avea asta cu răul pe care cei 45 de ani de comunism l-au făcut țării. Spuneți-le și nostalgicilor care plâng încă pe la mormintele soților Ceaușescu, cel puțin o dată pe al... Nici eu nu-i condamn. Așa cum niciodată... Doar că trebuie să le spunem. Suporterii unei echipe nu pot fi certați, pentru că până la urmă el ai suporter, ăla face din suflet ceea ce face. Exact. Din altă parte. Și partea asta cu omul care vede viața din bucățica și din perspectiva lui. Pentru că poate spune, eu personal, la nivel individual, poate o ducea mai bine, știu, într-un alt tip de regim, că la scara lui individuală. Nu toți au capacitatea să vadă pădurea și nu copacul individual. Și doar noi trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință, ca inclusiv acel copac individual să simte binefacerile sau prosperitatea sau avantajele pe care democrația le aduce. Eu nu trebuie să-i condamnăm, trebuie doar să facem tot ce ne stă în putință. Dacă mai sunt, cât mai sunt și care mai au asemenea, să vedem de ce nu au și să ajutăm să înțeleagă și ei, evident, așa cum înțeleg marea majoritate, avantajele democrației. Va da mai devreme exemplele cum două sisteme politice pe aceeași cultură, pe aceeași civilizație, pe aceeași popor, produc rezultate fundamental diferite. Uitați-vă la Germania de Est, este Germania de Vest, uitați-vă la Corea de Nord, este Corea de Sud. Aceleași popoare, repet, dar cu sisteme politice fundamental diferite, cu instituții care au generat lucruri complet diferite și au început să modeleze oamenii în spiritul acelor concepții. Și evident că comunismul de fiecare dată a pierdut în fața societății deschise, a societății democratice, care, repet, pornind de la principiile de bază ale pieței libere, ale competitivității, ale solidarității, ale accesului la prosperitate, ale libertății, deci valori fundamentale gestite de ființa umană, au reușit să facă diferența. Asta e și bătălia, de fapt, acum între Rusia și restul lumii. Că până la urmă e Rusia autoritară, închisă, dictatorială, pe de o parte, Ucraina apărătoare a acestor valori de libertate, de apărare, ceea ce înseamnă dimensiunea națională a suveranității și a întregii comunități internaționale democratice, care nu acceptă acest gen de comportament. Adică nu acceptă să fie captivă unei noi cortine de fier pe care vrea Rusia să o instituie acum în zona Ucrainei. Ok, nimeni nu are treabă în interiorul granițelor tale, ales ce mod de viață dorești tu, dar lasă-i pe alții să-și aleagă modul pe care îl doresc. Am cea despre Occident, spre democrație sau spre bun. Dictatură. Sau ia că aici adică o întrebare nu din, îi pune cu tancuri acest lucru. Din public. Da, există oameni care au construit ilegal și cărora foarte probabil li se vor dărâma casele. Ce fac acei oameni? Așa v-ați gândit? Eu nu pot să fac altceva decât să aplic legea. Eu corect. Am fost 100.000 de ori în acest oraș. Eu n-am altă alternativă când sunt în această funcție temporară ca să păstrez unitatea de măsură egală pentru toți în oraș decât să aplic legea. Legea astăzi, așa cum este în vigoare, celor care construiesc ilegal nu le dă altă alternativă decât amendă și demolare. Asta e ce permite legea. Dacă legea se va schimba, eu voi aplica legea. Dar astăzi este tot ceea ce pot face și tot ceea ce trebuie să fac, pentru că dacă nu fac, îmi face cineva o plângere penală și spune, domnul Bogdan, de ce nu aplicați prevederile legale? Te-ai pus în serviciu. Și nici un funcționar al primăriei nu va spune, nu aplica legea pentru că zice primarul. Nu, el trebuie să aplice legea pentru că e datoria lui. Și atunci cei care construiesc ilegal trebuie să știe că acestea sunt consecințele și dacă ai făcut un acest gest, trebuie să ți-l asumi în viață. Când ai decis să faci un act ilegal, știi că este ilegal, știi care e consecința, trebuie să ți-l asumi. N-am altă alternativă. Evident, uman, sunt alături de ei, de-ai sprijini prin toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție persoanele care sunt în situații dificile. Asta e altceva. Uman, suntem acolo și sprijinim. Dar, în rest, este o procedură care se parcurge, repet, durează ani de zile, prin instanțe, prin procese. Pot beneficia de locuințe sociale în cazuri extreme? Nu, cine poate beneficia de locuințe de necesitate, pentru situații urgente, imediate. Dar cine construiește ilegal nu este ilegibil pentru locuințe sociale, pentru că nu e un criteriu avut în vedere privința asta.
Noi susținem activitățile legale ca stat. Nu putem susține activitățile ilegale pe care cineva le face în afara legii. Deci asta trebuie să înțeleagă lumea, că nu este rea credință din partea primăriei. Pur și simplu suntem obligați să aplicăm legea pentru protecția tuturor cetățenilor acestui oraș până la urmă. Pentru că legea e făcută să îi pună în fața legii egal pe toți și să poți avea o dezvoltare urbană echilibrată. Păi probabil și ei au vrut să construiască legal și n-au primit autorizație. Înseamnă că nu au îndeplinit condițiile prevăzute de lege. Dacă ești în extrabilan, nu poți să-ți faci de treaba ta să construiești dacă legea nu permite în extrabilan să construiești. Pentru că nu sunt utilități, nu sunt drumul, nu sunt școli, nu sunt pești, nu sunt grădinițe, nu-i nimic. E drum de pământ, e cerul numai liber și nimic altceva. Cum să construiești acolo când n-ai nicio utilitate? Și vrei să plângi și știi că e bai de mine că n-am cum să ajung acasă. Păi nu construi legal cât timp legea nu permite să construiești legal. Deci, solidaritate și înțelegere umană cât este necesar și cât este posibil la maxim, dar și respectarea legii și a legalității pe care nu putem, pentru că, repet, funcționarii primăriei, dacă nu ar constata, dacă nu ar aplica prevederile legale și nu ar duce procesele mai departe, ori putea să facă pușcărie pentru că nu aplică prevederile legii. Și atunci, repet, e drum cu sens unic, care se sfârșește în instanță. Sau dacă se schimbă legea și dă legea legiuitorului altă lege, acolo noi aplicăm prevederile legale, dar nu avem ce să facem din perspectiva aceasta, repet. Și trebuie să știe că noi nu putem să tolerăm încălcarea legii. Pentru că, repet, suntem plătiți să veghem la respectarea legii și la aplicarea ei. Așa funcționează un stat, așa funcționează orice sistem democratic. Numai regimele dictatoriale e după capriciul fiecăruia care decide cine bun. Se trafie și cine se moară. Dar în democrație noi nu putem altceva decât servitorii legii, pe care trebuie să o aplicăm în mod egal față de toți. Asta vă pot să vă asigur că toți sunt tratați egal în fața legii. Nimeni. Dar absolut nimeni nu beneficiază de un tratament preferențial sau discriminatoriu. Toți cei care sunt între asemenea situație sunt tratați la fel. Și atunci avem conștiința împăcată că și săptămâna patimilor, că și din punct de vedere creștin și moral, noi aplicăm aceeași unitate de măsură și în același timp arătăm solidaritate și sprijin cât putem. Păi, uitați, avem trei străzi de care vorbim de foarte multă vreme. Mă refer la Valea Fânațelor, Valea Chinteului și Valea Seacă. Ia câte domnul Raul zice că ce se întâmplă cu ele, că strada Moș Onorată s-a modernizat. Sigur, a fost un proiect la care am lucrat 4 ani de zile, l-am terminat și așa se lucrează și aici. Am dat și pe Valea Chinteului, și pe Valea Seacă, și pe Valea Fânațelor. Anul acesta, evident că se lucrează pe diverse etape și componente, începând de acum până la sfârșitul toamnei. Aceste lucrări, anul acesta, le veți vedea realizate într-o formă avansată. Și mai avem și alte lucrări în pregătire, nu ne oprim aici. Dar că tot mă întrebați, acum fiecare emisiune, până acum nu mă întrebați pe podul porțelan. Acum când aveam vezi... Stați că vă întreb, da. Dar întâi începem cu partea bună, că se văd avansări puternice, zic eu, de lucrări la răsăritului, oașului răsăritului, de acum se montează arcadele. Ei, și la podul Porțelanu, ce facem cu Saramura? Da, am spus că atunci când am vezi, noi vin și vi le dau. Acum pot să vă spun dumneavoastră și clujenilor că, exact cum am spus, am semnat contractul luni, marți am dat ordinul de începere cu 26 aprilie, termenul de realizare este 7 luni. Asta este ceea ce avem astăzi legal, în vigoare, operațional. Probabil că de pe la partea a doua lunii mai o să vedeți și lucruri concrete, pentru că acum, din 26 aprilie, e ordinul de începere semnat, durează probabil 2-3 săptămâni să-și aducă materialele, să-și aducă ceea ce e necesar să intervine și undeva de pe la sfârșitul lunii mai se vor vedea și lucrări concrete în teren. Durata de execuție e 7 luni de zile. Ochii pe ei, ceasul ticăie și să termine lucrarea acum, pentru că a plecat în linie dreaptă. Astea sunt cele lucruri pe care pot să vi le spun, că ele se derulează în manieră concretă. Și de asemenea, o să vă spun că tot în această perioadă am dat ordinul de începere a lucrărilor la modernizarea parcului Farmec din cartierul Mărești, pe 3.000, aproape 200 de metri pătrați, care își propune să revigoreze parcul ăsta din zona importantă a orașului, zonă de mișcare liber, spații joacă pentru copii, biodiversitatea canalului Mori și cadrul natural vor fi păstrate intacte prin amenajarea în zone verzi de recreere. Dotare cu mobilier urban alcătuit din grupul Când estimați că vă pot invita la o cafea pe o terasă pe malul Someșului? Anul viitor. Anul viitor? Anul viitor, cu
siguranță vom avea ocazia să bem, să bem cafea, așa, în condiții, în condiții bune. Pentru că sunt mai multe proiecte care sunt pe malul Someșului, inclusiv platoul de la Sala Sportului de Rest. Aici am vrut să vă spun că vom intra în perioada asta verii în lucru, vom muta piața volantă pe care dorim cu tot prețul, cu orice preț o păstrăm. Piața asta volantă de la Sala Sportului, doar așa cum am deschis piața din Gheorghene acum joia trecută, piața asta volantă de la Sala Sportului trebuie să o păstrăm pentru că e un bun câștigat. Și atunci am dat dispoziție să găsim o soluție de relocare și o vom reloca pe un spațiu din apropierea sălii polivalente, astfel încât piața aceasta volantă atât de necesară producătorilor, clujenilor, să găsim produse proaspete de sezon, să fie în continuare la dispoziția clujenilor, dar în același timp să nu oprim continuarea șantierului atât de necesar pentru modernizare de, la, de pe malul Someșului și de la platoul de la Sala, de la Sala Sporturilor. Deci continuăm și piața volantă, dar evident merge și modernizarea malului Someșului mai departe. De sensul giratoriu de pe Frunzișului nu vă mai întreb, că a spus să-l întrebăm pe constructor. Lucrare privată, dar întrebați odată privatul să-și termine lucrarea aferentă, pentru că el nu primește, el acum e direct interesat să termine cât mai repede cu putință, pentru că nu primește dovadă de eroare frumoasă, nu poate să-și vândă apartamentele cu acte în regulă, să le facă până când nu termină sensul giratoriu. Pentru că e condiționată această lucrare și anume luarea în folosință de, de acest sens giratoriu. E adevărat că este o lucrare foarte complicată, de cât mi-au explicat tehnicienii și experții, nu e una simplă și mai ales se trage și sub trafic, dar cu atât mai mult trebuie să lucreze, să o termine în limitele autorizației de, de construcție. Și conform autorizației de construcție, pentru că lucrarea e importantă. Acolo va veni și un nod al centurii metropolitane, care va continua până în centură, practic, o, o străpungere, va fi unul dintre cele 20 de noduri ale, ale centurii metropolitane, apropo, la care în 28 aprilie avem dezbaterea pe mediu, după care intrăm în linie dreaptă să ne ducem după aceea spre guvern cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Și odată ce se va deschide și programul de finanțare 2021-2027 din fonduri europene să intre la, la finanțare. E pe locul 3 din 11 centuri metropolitane ale țării. Am reușit să o punem acolo pe, pe listă și să sperăm că guvernul... Ce zici, Ces, dacă, în continuare, dacă nu le-ați fi dat autorizație pentru bloc decât după ce termină sensul giratoriu, n-ar fi fost gata? Eu cred că era gata de mult. E același lucru, că nu poți să folosească blocul fără sensul giratoriu și nu primește actele fără el. E lucru de bun, bun înțeles. Așa se face de fiecare dată în, în lucrările acestea. Sunt condiționate dovezile de luare în folosință sau partea finală de finalizare infrastructura prevede. Pe banii lor. Și o lucrare de peste un milion de euro, dacă am înțeles bine. Deci nu e lucrare pe gratis pe care se fac acolo. Categoric. Se face pe gratis pentru oraș, dar și ei beneficiază de acea lucrare, dacă nu se aproba respectiva lucrare. Și fără să fac nicio legătură, pur și simplu întâmplător, vă întreb, hotelul Cristian s-a vândut, respectiv cumpărat. Cum îi vedeți viitorul acelei construcții hidoase? Este o construcție ilegală cap-coadă. Bine fericire, n-a fost demolată de funar când avea termenul și posibilitatea să, să o facă și a ieșit din perioada aia în care se pot demola, dar nu avea niciodată acte în regulă. Dar eu nu știu ce va putea să facă acolo, sincer. Pentru că autorizații, lucrări, de ce se primească? Pentru că este complet ilegală făcută această, această... Pe de altă parte, eu mă gândesc că cine l-a cumpărat nu-i nebun să-l cumpere ca să-l demoleze. Bănuiesc că poate avea și o asemenea alternativă în față. Nu m-am fost informat de detalii, am citit doar și eu în presă despre faptul că este o tranzacție pe, pe rol. Noi vom continua modernizarea întregului spațiu, canalul Morii, pentru că expiră anul viitor, dacă nu greșesc, toate concesiunile la începutul de 2024, toate concesiunile care au fost încheiate de funar pe 25 de ani, așa că Dumnezeu le-a făcut atunci, expiră toate concesiunile, după care noi și zona liceului Bălcescu o modernizăm și această zona a, a acestui hotel, așa zis, este avută în vedere și vom proceda ca la carte legală. Vom analiza toate implicațiile legale, dar cert este, ce vă pot spune din afară, că acela nu va putea niciodată să intre în legalitate ca hotel, nu are cum. Și atunci ori rămân așa cum este, o clădire care nu poți fructifica legal, să ai beneficiile de pline ale legalității, nici
autorizații de construcție, nu pot să dau pe construcție ilegală pe care, pe păi, care o are. Ia uitați ce... Așa că nu-mi dau seama ce are în vedere. Ce ne, o chestie ce foarte interesantă ne sesizează domnul Sebastian. Că există în construcție un bloc pe strada Mico Imre, se construiește la el de vreo 10 ani, spune domnul Sebastian, neautorizat, și care, sigur, deja și încearcă să vândă apartamentele din acel bloc. Aici eu am atras atenția la toți, dragii mei, deschideți ochii dacă nu vreți să deschideți punga. Au mai fost situații când au cumpărat fără acte în regulă și au mai fost. Au fost dat afară și mai sunt. Aici, dragii mei, fiecare să-și asume individual responsabilitatea ceea ce face cu banii lui. Pentru că noi nu suntem responsabili pe banii cetățeanului, cum îi investește și ce face. Dar și dacă investește lucruri legale, să nu vină să plângă la primărie. Adică trebuie să fii atent atunci când îți investești un ban, să ceri documente legale. În primul rând, extrează carte funciară că ești proprietar, autorizație de construcție, dovadă de luare în folosință, că ceea ce cumperi e un lucru real. Dacă îți asumi un asemenea risc, e o chestiune personală, până la urmă, fiecare în viața asta trebuie să-și asume deciziile pe care le ia. Știu că acolo sunt mai multe blocuri care, nu numai pe strada, dar și pe alte zone din oraș. Care. Apropo, ați făcut o inventariere a construcțiilor neautorizate din Cluj? Evident că am făcut această analiză și toate construcțiile, repet, ilegale sunt în diverse faze de demolare. Așa trebuie să înțeleagă lumea că aceste lucrări de la constatare nu se întâmplă imediat demolarea. Sunt procese peste procese. Care. Dar dumneavoastră, primăria, dacă constatați că se lucrează la o construcție, un bloc, care nu e autorizat, este ilegal, în ce condiții puteți să dispuneți demolarea lui? Sau numai prin hotărâre judecătorească? Numai prin hotărâre judecătorească, evident se poate dispune demolarea, că nu ai alte cale. Deci, care e situația? Prima dată când se observă, și repet, orașul este împărțit, scanat, și vreau să știe, să înțelege toată lumea că nu mai este șansă de scăpare să construiești în acest oraș ilegal. Pentru că tot e scanat și imediat ești prins. Noi facem proces verbal, în care se dispun două lucruri. Oprirea imediată a lucrărilor și demolarea într-un interval de timp. 6 luni, 8 luni de zile, 3 luni, depinde de amploarea construcției. Când tu ești obligat să-ți demolezi. Se așteaptă la 3-6 luni de zile pentru demolare. Să când se dă prin procesul verbal prevăzut de lege. Dacă în intervalul ăla tu nu te-ai demolat singur casa, atunci merge procesul în instanță. Și în instanță durează, într-adevăr, 2-3 ani, se poate să dureze un proces. Pe ăla își termină casa între timp, tot ilegal. Dai, că... Atenție, atenție. Dacă tu ai mai pus o cărămidă după ce ți-am dat procesul verbal de oprirea lucrărilor și de demolare, fac plângere penală la procuror pentru continuarea lucrărilor pe infracțiune. Am înțeles. Și mergi la procuror și dai cu sesionat. Poți să mergi la pușcărie. De acolo e treaba procurorului ce decide. Dar eu sunt obligat să-l sesizez pe procuror dacă tu ai mai pus o cărămidă. Și sunt plângeri penale pentru continuare de lucrări. Avem și din astea. Un număr de 5-8 cazuri. Avem plângeri la parchet pentru continuarea lucrărilor și procurorul, evident, trebuie să tranșeze cazul mergând până la închisoare, pentru că nu poți să permiți construcție și continuare de lucrări ilegale când tu știi că ai fost sesizat, ți-a dat amendă și tu continui. E infracțiunea asta. Și te duci mai departe. Deci asta spun că noi nu facem altceva decât să aplicăm ceea ce legea ne obligă să facem și pentru asta suntem până la urmă plătiți, să ținem orașul sub control. Asta e cadrul legal. Din păcate suntem la finalul emisiunii, mi-a rămas o grămadă de lucruri care vreau să vă întreb. Rămâne pe data viitoare. Înainte de sărbători, un mesaj pentru clujeni. Mulțumesc frumos că îmi dați această ocazie. Dragi clujeni, acum cu ocazia sărbătorilor pascale, vă doresc două lucruri. Vă doresc în primul rând sănătate și să vă bucurați alături de cei dragi de aceste momente unice ale vieții creștine, de a fi împreună cu ocazia sărbătorilor pascale și să dăm tot ceea ce e mai bun din noi. În al doilea rând, vă doresc și vă urez și îmi doresc să fim cât se poate de uniți și de solidari cu cei care o duc greu și sunt la nevoi complicate în vremurile de astăzi. Să ne arătăm omenia și solidaritatea noastră față de cei care o duc mai greu și împreună ca și comunitate să reușim în continuare. Dumnezeu să ne dea gândul cel bun, liniște, pace și sănătate și să ne revedem cu sănătate după Paște. Sărbători frumoase, domnul primar! Sărbători frumoase, Doamne ajută! Sănătate! Sănătate! Dragi prieteni, ne oprim aici. Știu că am încercat, cred că cu toții, în această perioadă dinainte de sărbătoarea Paștelui, să fim mai buni, mai toleranți. Haideți să încercăm să fim și după. Până la 1 mai și după 1 mai și cine știe, poate ne iese până la Crăciun. După aia mai
discutăm. Ne oprim aici, să aveți sărbători frumoase și liniștite. Sunt Lucian Danciu, toate cele bune. Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.